asta gros și nu poți să rămân, că să-ți pune zahăr. Da, bine ai venit, Nati. Te pupic. 3, atât a fost. Pe aia, e, aia e canapeaua voastră, nu aici. Cazacu a venit și a primit 3. Cutia, te rog că vreau să pun în... Ia uite, m-a venit la aici repede. Eu nu cred că pe tine te-a păcălit să încerci. Eu nimic n-am încercat, mi-am dat seama. Tu crezi că ne-a creat bunele, le dau cadou? Ne l-au dat cadou? Atât am știut că ne-a invitat oamenii ăștia. Da, nu știu ce a făcut. De Aurelia, colega voastră. Ce a făcut? M-am pus tot timpul în canapea. S-a așezat unde m-am așezat. Dar nu pic, să vă spun ceva. Bă, da, fraților, nici n-au început emisiunea și uite cum stau. Cum? Natalio, m-ai trădat? Ce? Ei, lasă acum, nu? Stai mai încoace, unde te-ai lipit așa de el? Deci i-a prezentat cu tine, da? Dacă venea cu mine, nu stătea așa. Acum să ce? O să facă o altă? Mai face cu tine emisiuni? Mai faceți emisiuni? Să facem o de aia. Pleacă la mare. Da. Sâmbătă plecăm la mare, la mare. Da, uite fata. Și pe el l-a scos din schemă? Păi, el e în altă parte, dar put cartela. Eu aici o să tac, că mai bine orice spun o să... Orice spun nu dă bine. Da, da, Cătălin, da. Cu cuvintele tale. Cu cuvintele tale. Așa. S-au luat și prăjiturile înapoi. Păi, dacă nu mănânci... Noi doi, început de sâmbătă 30 iunie, asta am vrut. Vedeți care dintre voi vorbiți și cum vorbiți? Sub voi există un airbag. Eu am butonul pentru airbag-ul ăla. Dacă vreți să săriți... Eu că sub mine e o gaură. N-are cum să fie. Păi e, gaură aia, am umplut-o cu airbag-ul. Păi n-a, vezi, mi-ai zis unde e. Te pupa. Mă adică sub tine e o gaură. Ai vrut să mă despart? Ei, lasă că... Ia, stai. Mă adică sub tine e o gaură, că sună ciudat. E o gaură. Da, mă, da. Da, nu. Deci ca să știți, doamnelor și domnilor, cei doi vor prezenta la mare începând de sâmbătă. Emisiune. Mulți. Stai un pic, mult spus prezenta. Noi încercăm. Ce e? Veți face acolo? Vorbește numele tău. Da. Ce e? Să faceți emisiune de 6 ore? Vor fi două emisiuni pe zi. Star matinal e pe Val și Star la mare, fiță pe numele lor, de la ora 9 la ora 13 și de la ora 16 la ora 18. Asta am vrut să spunem noi. Nașpa, frate. Asta am vrut să spunem noi. Exact. Bă, ce invidie. Ce invidios sunt pe voi pe cuvânt. Pe cifre. I-am spus pentru că tu știi, în trecut am prezentat împreună pe plaja din Saturn și am spus și așa bine a fost. Cleopatra, nu? Pe Cleopatra. Da, da, și am spus te rog frumos atunci că-ți o șepuță, că uite Andrei, el nici nu așa și s-a ars pe căpuță. Andrei s-a ars de tot, adică s-a fumat. Da, da, a vrut să, nu n-ai vrut să zici s-a prăjit, că nu e nu. Poți să spui cum vrei tu la mine. Dar tot rău a fost. A fost rău de tot. Foarte frumos. Ia stai cu emisiunea așa, că tot ce despre emisiune, dar avem o veste că văd aici că ai vrut sau ai cerut o pe Ramona la Splash. A cerut o... Ce ai făcut acolo? Măi, ce ai făcut? Stai un pic, că doar ai fost acolo. Adică n-a început Splash-ul. Stai un pic, tu a fost acolo. În primul rând, tu îți dai seama că dacă acum exista momentul ăsta și tu l-ai dat de gol, o să vă omoare aia de la Splash. Deci să vă omoare cu pietre, nu știu unde stai tu, dar o să te găsească și te omoare. Deci da, cum, acum salvarea este ca eu să zic nu, că dacă zic da și tu ai nu, dat da, momentul, s-a terminat. Lasă-mi coadă de pește, ca să se uite și la Splash. Ce am vrut să zic eu, uitați-vă la Splash. Aia. Ce a făcut? Ia să le stricăm. Ia stai mă, păi, dar nu scrie aici, nu zic ia, eu. Ia, păi, ce ia stai mă. Nu stric eu imediat. Ia stai mă așa că am și... Ia, vezi tu, stai unde ajunge acolo. Da, a cerut-o. Uite mă, zice aici, clar. Da. A cerut-o, e cu tare, cu tare, ea a zis... Nu, a zis nu? Nu știu. Pe ce ai făcut, mă? Nu, a zis, cred că nu acum. Cred că nu acum, cred că vedeți în septembrie. Nu acum urmește. Exact. Păi nu mai găsesc, că cred că mi-au scris după aia mi-au șters. Păi, da, și ne-am ars noi. Păi și ce ați făcut? Ați citit ce au șters? Da. Nu e ok, Andrei. Auzi, cum ar veni? Știi ce e bine? Ce am vrut noi să spunem? Noi de ce am venit, de fapt? Noi de ce am venit aici? Adică, cui trebuie să... pentru Splash am venit aici. Pentru, exact, pentru Splash. Da. Și pentru... Da, de ce? N-ați mai găsit alții pe care să vină? Adică, singurii... N-a mai vrut nimeni. Ceilalți se recuperează acum. Ceilalți se recuperează acum. Ceilalți, da. Păi, de chiar nu mai e nicăieri. Da, ce cred eu din toată povestea asta, că este în singurii care am... Bravo! Norocoși! Da, norocoși! Okay. Da. Bun, deci oricum, ne uităm la Splash. Deci n-a cerut-o la Splash. Asta e, vreau să spunem. Deci n-ai cerut-o la Splash. Foarte frumos. Bravo că n-ai cerut-o. Asta am vrut să zic. Ce-a zis? Acum și tu unde dai să fie, dacă... Ce-a zis când n-ai cerut-o? Asta a zis. A. Bine că nu m-ai cerut. Bine că nu m-ai cerut, că mă cerea era urât de tot. Noi am încercat să-l facem să nu o ceară și să nu se... Și nu s-a. Nu, omul este foarte... echitit, tipul de vreme. Hai că cu mine ambicios. Nu te pui, eu când vreau să cer, cer. Ce ai, mă, ești nebun? Eu când vreau să cer, cer de... Hai că sună oamenii de la Splash și... Tocmai de aceea... Tot eu scriu scenariul și acolo și o să zic că oamenii că tavan eu m-am găsit să dau un vileac tot. Hai să ne oprim aici cu Splash, nu mai zicem nimic. A zis, deja a venit în cască împărăția, a zis, vezi că nu-i bine pe drumul pe care te duci. Pleacă acum? Da, mai spune doar atât, că am sărit. Da.
S-a făcut frumos. Bine, mult spus sărit. Am sărit cât s-a putut, că am lucrat și noi cu materialul clientului. Hai să vorbim despre altceva, că de păcat, avem noi. Uite ce promo. Păi spuneți-ne ce o să faceți voi promo. Hai să 6 ore în emisiune. Exact. Păi nici noi nu știm, de-abia așteptăm să plecăm, vom pleca de vineri, ne vom... Ați fost deja, nu ați filmat ceva pe la mare? Am filmat, filmat promo ăsta care, să știi, arată... Uite ce tare ne-a zis. Că... Nu, căsuța aia de salvamar, să știi că există chiar în Saturn, arată exact ca alea din Baywatch. Exact. Ce ai mai nebunie? Deci, da. Dacă vrei, poți să-ți dau niște sfaturi ce să faci pe plajă la emisiune. Da, chiar așa, spune-i tu, da. Stai un pic. Pix și foaie, dacă se poate. În primul rând, da. Protecție 50, obligatoriu. Că te cureți instant, deci te jupăi până seara. Mă mânca să întreb la ce. La ce? La tot. La tot. Ideea e să încep cu... Cum se începe? Cu și capul. Și să se ardă, n-ar fi prima oară că s-a șapcă, da. Șapcă. Șapcă. Faci insolație, a doua zi ești caput cartela, deci nu mai ai nicio șansă. O dinamică, știi? Pac, o șepcuță. Da. Coif. Coif, șapcă, pelerină, pălărie, de sombrero, ce vrei tu? Așa, stai că zic ce am mai auzit eu după aia. Te rog. Am înțeles că în anii trecuți, da? În fiecare an, prezentatorii au suferit ceva. Mână ruptă, gen chestia. Bravo! Bravo! Bravo, se întâmplă și lucrurile astea. Se mai întâmplă. Depinde ce e faci. E târziu să zic, nu? Cine vorbesc aici? Nu, nu e târziu, poți să zici. Ah, ok. Poți să zici, dar oricum nu se pune. Tu poți să zici ce vrei aici. Da. Dar ce vrei să spui, că în compania mea ți se pot întâmpla lucruri Nu ai înțeles, exact asta mi-e frică. Deci, ulterior... Voi doi vă știați înainte nu, de... Nu, ne-am cunoscut la Splash și de asta îți spun. Se pare că v-ați apropiat cam mult, așa, că am scurt timpul și cam apropiați. Da, nu vi se pare? Nu, chiar ne bucurăm de chestia asta, deși ne înfricoșează. Pe mine mă înfricoșează, Google, nu te mint, nu știu cum am rezistat atâția ani. Nu înțeleg de ce bărbații în preajma cărora mă aflu se plâng de faptul că eu le-aș putea face vreun rău, dar de fapt eu sunt... Aiurea, dacă o vezi, uitați-vă la ea, n-ai cum. Zici că sunt lepădă. N-a făcut decât bine. Asta am vrut să zic. Nu vreau să zic mai multe, dar eu în mod normal acum trebuia să fiu la mare. Țin să-i mulțumesc pe această cale colegei mele care mi-a luat această... greutate de pe umeri și m-a adus aici în compania voastră și chiar mă bucur. Imaginează-ți cum era azi pe căldurile alea să pleci la mare. Da, horror, da, bă, frate. Da, și dai seama. Autostrada, aglomerat. Da, stau și pe plajă, stai pe plajă, mare. Stai în nisipul ăla fierbinte, 60 de grade. Te uzi. Așa, în viață este bine să vezi partea plină a paharului. Și corect. Să... Aici nu există nicio parte plină a paharului. Ba, există. Da, bă, ne vom distra. Vom avea tot felul de lucruri, de provocări pe care le vom face alături de oamenii care vor veni să fie alături de noi, pentru că, da, vor fi mulți. Vom avea vedetele cele mai iubite alături de noi. Dansa, vom cânta, ne vom bălăci, te vei bronza, ce mai vrei? Până aici, voi doi până aici toate bune. De ce n-am putut să plec? Și... Da, noi Alexia doi Țalavutis. Vor fi două ture, ca să spun așa. Prima tură noi și apoi schimbul 1, schimbul 2, cum ar fi. Voi începe pe 29. Da. Da. Adică în prima oară se scot castane cu mâinile noastre ca să vedem. Știi că după ce faci o chestie să funcționeze... Vine cineva și ia tot ce da, a fost exact. Bun. Da, exact. Lasă că... Na. Și după 200 de mâini unde vă duceți? Fiecare unde apucă. Asta, după două săptămâni, fiecare pleacă. Hai, spune tu primul, că ai, deja ai totul cumpărat. Eu o să mă duc pentru că la noi în familie s-a hotărât și tot timpul eu am ultimul cuvânt. Ați văzut, în familie. Da, în familie. În familie. Deci s-a răspuns cerut-o, deci a spus da. S-a supus cum ar veni. Da, m-am supus. Hai ca să spun, că tu știi cum e. Hai, vorbește, spune lucrurile pe față. Bă, m-am supus. M-am supus și s-a hotărât de comun acord să plecăm în Mykonos și... La bogați, la milionari. Da, de asta mă sperie un pic pe mine. Vezi ce înseamnă, vezi ce înseamnă să faci emisiune la Antena Stars? Pleci în Mykonos după ce faci 12 zile la mare. Da. Nici vine și pleacă păi bine, dar el pleacă tot timpul la mare. Din câte știu eu, ai plecat când? Anul trecut? O lună în Zanzibar? Nu, am fost stat 4 luni în Zanzibar anul trecut. Dar mă duc aminte, ai plecat pe o săptămână. Pentru o săptămână și n-am mai întors. Am făcut cetățenie. Nu mai venea nimeni și au zis să-l ținem pe ăsta, că n-avem altă variantă. Păi îl ținem așa, să se întâmple și în Saturn, vei pleca 2 săptămâni și vei rămâne acolo toată vara. Adevărul e că și eu mă stai, e foarte greu așa să stai. Eu m-am îndrăgostit de Saturn. Vezi că acum când am fost... Vezi că e frumos, tare rău. Foarte frumos, mișto. E frumos. Dacă vezi nisip, dacă vezi frumusețe de nisip, zici că e cretă. Băi, dacă vezi nisip, zici că e cretă, rămâi al pe picioare 2 săptămâni. Nebunie. Andreea, vreau să zic că anul trecut. Deci eu fac mare de servicii, nu e în regulă. Nu mă lăsa să vorbesc. Ne-a plăcut tare mult la Saturn, dar într-adevăr nisipul e super albicios. E nisip, e adus din Creta, cred că e. De data asta, până la gleznă, cred că, nu știu, de data asta nu ne-am uitat la bani, am doar de 2 roabe cât să punem acolo. Nu e problemă. Deci nisip se găsește. Nu, este asta nisip din Zanzibar. Spune-le că ai venit cu nisipul de acolo. Am venit cu nisipul din Zanzibar, dar n-a intrat mult în buzunare. Am luat cât să stăm noi pe un petic acolo. Important e că nu o să mai fim alt pe picioare. Asta e. Asta e.
Nu ne-am uitat la bani, mergem la statul. Aveam picioarele ceai că sunt gips de la genunchi în jos. Ziceam, băi, pe cuvântul meu să le merg. Dar tu când ai fost? Acum un an și acum 2 ani și la fel, nisipul la fel. Dar nu știu de unde vine nisipul ăla. Că până alte părți mai nisipul. Da, dar am văzut că acum s-a prelungit plaja la mama aia și s-a... Au și practic e acum. Ca și cum ai stat la oricum, am fost la mama aia, am fost la mama aia și am intrat pe asta, mergeam pe faleză. Și n-am știut că la mare, nu se mai auzea marea, nu se mai vedea marea. Nu ai fost acum? Super tare. Am filmat clip acum vreo lună. Și am ajuns la mama aia, vă dau cuvântul meu de onoare. În zona în care am fost eu, cel puțin unde urci la unde întoarce gondola, și unde întoarce avionul, unde întoarce gondola acolo după. Băi nene, m-am uitat, mare nu e. Oamenii erau? Cine îi vedea? Că erau atâta. De asta, ce că îi vezi din avion. Bă, de ce, ceva... mai nou, nici oameni nu mai sunt la mama aia, pentru că marea majoritate... Sunt la Saturn, pentru că au zis că venim noi la Saturn. Păi dacă faci o săptămână până la mare, trebuie să-ți iei rucsac cu mâncare, cu apă, cu aia, până ajunge ca în deșert. Ia uite, aici nu e Saturn. Ce e aici, Natalia? Aici unde e? Aici eram în Costa Rica. E mai frumos la Saturn. Câți ani aveai aici? Fii sinceră. 15 ani. Acum 5 luni. Acum 5 luni, dar arătai altfel. Ce vrei? Dar tu unde pleci acum? Nu pleci în Costa Rica. Nu. Eu plec în... Jamaica. Nu, plec în Ibița. O să plec. Mamă, tu înțelegi cât de bine la te săraci, câștigă toată lumea pleacă la săraci. Mă. Doi săraci, mă. Da. Ce vrem? Hai, am sărăci și noi cu reaua. Băi, eu nu stau cu sărăciile astea de vorbă. Ce ai dus, mă? Nici nu la Ibița. Nu știu cât câștigați voi, dar noi în 12 zile... Noi Miconos, Miconos și Ibița, nu v-am spus mai mult de atât. Suntem și foarte chipzuiți, dragilor. Noi strângem cureaua ca să ne permitem câteva zile, apoi ne reîntoarcem la muncă. Ce curea? Nici curea nu mai avem. Ce curea? S-a vândut și cureaua. Tu ești tot la Antena Stars. Da. Dar tu nu mergi nici în Zanzibar, nici în Ibița, nici în Miconos. A negociat foarte bine. Eu merg la Nehoiu, că avem cu Neamărin. Da, dar el... Super vacanță, o să hai fie să spun ceva, Andreas, pe Andrei, dacă îl sun să-l întreb dacă poate să te împrumute cu o sumă X, el are. Da. Ai înțeles? Adică pe el am sunat. Da, le dau X-ul. Tu ai plătit vacanțele. Le dau X-ul. Pe când fiind mai cheltuitor, nu știu, una cel puțin vorbesc în numele meu. Nostru? Noi n-avem. Mai greuț, așa. Noi suntem cu cerutul, cu datul mai puțin, știi vorba aia. De la noi mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. Da, bravo. Eu n-am fost în Ibița niciodată la Barram, voiam să ajung în Formentera, am înțeles în că Formentera vom merge, da. Într-o zi, Da. Ce e asta? Zici că sună boala ceva. Vom lua o se tratează? Și vom vizita Formentera, care este o insulă separată mai din. Sălbatică. Ce e ciupercă, ce e Formentera? Doar atâta, pentru că și pare... la mine exista varianta cu Formentera, da? Dar nu a... Ce e pentru Formentera, ca să Formentera ei bași mâna foarte adânc până aici în buzunar. Și te-ai delapidat, te-ai nenorocit. Am înțeles. Și te uiți la card, zici că hai să dau o veste. Că eu am mai tot fost în Miconos, nu-ți va fi ușor nici acolo. Băi, am mai auzit asta. Da, din ce știu, Miconosul e un pic mai scump decât Formentera. E cam piperat și eu zic că te-ai băgat... Târziu. Ți se pare și ție că îi încurcăm, la fel cum mi se pare și mie? Să vorbesc de... Da. Ce căutăm noi? Noi am putea să mergem să mâncăm niște castane, da, să supem oameni. Dați puțin, înainte de toate, ne mergem în Saturn, acolo, unde vom face frumos. Da, așa da, că v-ați mai revenit. Hai să revenim cu picioarele pe pământ un pic. Și dacă e decât să plecați voi, mai bine plecăm noi. Nu vă gândiți. Și în Saturn e foarte frumos, o să mâncăm înghețat, o să bem cafe frappe. Stăm vis-a-vis de parcul de distracții. Adică avem multe lucruri. Nebunie, să vezi ce frumos o să dormi noaptea. O să fie super tare dacă e parcul acolo lângă de distracții, lângă casa ta, unde tu o să faci nani. Fie luminițe și beculețe și muzică. Da. Super tare te odihnești, mai ales când ești obosit, că noi am pățit-o într-un an. Da. Și super tare că e de program seara pe terasă, că lumea stă și petrece. Da. Tu ești mort, deci îți vine să-ți iei o sapă, să-ți dai cu ea în gură. Da. Și da. Tu dormi și afară e tămbălău. Tu ai spus că o să dormi și asta tare. Să dormă la mare. Care e problema? Problema este că eu toată viața am dormit într-un parc de distracție, știi? Adică viața mea a fost... Deci asta e călit, ești călit? Da, deci nu poți să-mi dai... Ai ceva aici despre Cătălin? Că între emisiunea dimineața și cea de seară mai ai ceva de muncit. Aolo, unde pleci? Ce faci între emisiuni? Ce sapă? Nu știu, sper că nu mi-a mai... Sapă după apă. Eu am înțeles că e scump Miconosul, dar nu știu dacă m-am hamat la încă ceva. Ia uite, o să fie în fila câteva terase din zonă. A, asta da, de seara mai am în weekend. Nu e muncă, dar așa banul. Mai prezint niște evenimente pe litoral, știi cum? O mică, tot ce cornel palat, deci cu mine, ăștia mai vechi. Ăștia mă voiați mai rămas. Da, nu am mai rămas. Ce să facem? Doar o mică, pentru că Cornel pleacă departe. A plecat deja, da. A plecat deja mai departe. Pe Marte. A plecat undeva departe. Dar Romica e aici cu noi, a stat cu noi la cum se cheamă, la Splash. La Splash. A sărit? Nu. Nu. A comentat. Ba, a sărit, să știi că am fost într-o zi cu el și cu Neamărin la piscină, doar eu cu băieții, eram... Noi și cu băieții, aveam în total vârsta, toate piscine era vârsta Bacăului. Da, exact. Aveați.
ne-am distrat foarte tare și au sărit Neamărin cu Romică, chiar i-am văzut pe salturi. Sper să nu ajungă concurenți, că e... Deci eu ne-am scris o scenetă pentru Romică și Paula, dar Romică nu a vrut să sară și era o scenetă care ar fi trebuit măcar să cadă, știi, de la 3 metri, a zis că nu? Deci l-ai văzut sărind? Mamă, dacă știi cât înjura scenetele, știa cine dracu a scris asta? Da, asta m-a auzit. Da, chiar apropo. Nu știa săracu cine i-a scris în ultimele... Păi nu știa tocmai, cine naiba a scris asta? Deci nu vrei să știi că l-ai jurat. Tu sigur nu zicea așa, dar așa nu știa și tot zicea. Așa am auzit. Nu pot să zic acum ce zicea, dar zicea. E clar. Da. E clar, eu mâine nu mai vin. Zice Aida, ia dă-te la o parte să vină Cătălin să prezinte emisiunea. Ia Cătălin, vrei să vii aici? Atât a durat? Andreas, vină lângă mine, că lângă mine e cald și bine. Lasă că prezint eu aici cu Natalia. Lângă mine e cald și bine, da. Așa. Dimineața, ești matinal? Băi, stai așa, să știi că ți se întâmplă lucrurile când s-a așezat. Stai liniștit, la început e greu. Băi, eu n-am nicio gaură sulfurmentă, o sting aici. La început e greu, după am și de asta de mâncat. Și bun, acum ce mai facem? Despre ce mai vorbim? Păi tu e, că tu ești moderatorul. Stai să văd de unde am zis. Înțeleg că Roxana Chiriță a fost călcată de hoți. Acum a fost călcată de hoți înainte să venim noi sau după ce am venit? La ieșire, când s-au întâlnit. Am înțeles, stai. De Natalia. Cazacul este fericit că face emisiunea la mare. Da, o să fac emisiunea. Asta e, având în vedere și motivul pentru care a acceptat imediat propunerea. Este visul lui de toată... Păi nu citi aia, trebuie să o citești cu ochiul, cu coada ochiului. Ia lasă să vedem cum citește prompterul. Zi. Stai, așa. Da. Ieri seară ați văzut cum stau lucrurile între... Nu! Am glumit. Întreabă pe Natalia, ce vrei să știi despre Natalia? Înainte de toate, aș vrea să spun că n-ai terminat lista cu lucrurile pe care vrei să mi le spui. Ți-am dat 3. Sombrero, îți alegi? Hai că parcă pleacă în vacanță, nu la muncă. Pleacă la muncă, în primul rând. Lasă-l, care de munci ceva acum. Am înțeles. Ce mă interesează pe mine cel mai mult, nu e neapărat de mare, e de Natalia. E de munte. Până acum, ușor, ușor, când vrea, mă bagă în... Până Natalia e groasă rău. Natalia, vină încoace, că ăștia nu-i fac să tacă ușor, vină încoace, că ăștia nu tacă. Ai spre o cameră, care? Merge la macara, merge la... Unde mergi? Aici, da. De ce vreau să spun? Da. Natalia rămâne între noi. Nu știe nimeni. Bagă. Super fată. Da. Din când vrea să-ți o taie, de o inocență. E nebunie.